Oficial, târgul de Crăciun din centrul municipiului Suceava a fost deschis vineri la prânz de primarul municipiului Suceava și președintele Consiliului Județean. Organizatorii au menținut condițiile de acces cu certificat verde, iar pentru asta perimetrul amenajat pentru târgul propriu-zis este împrejmuit. Ne-am propus și noi în acest an să organizăm târgul de Crăciun în aceste condiții speciale, ca să spunem așa, legate de coronavirus. Sigur că au fost multe comentarii, ne înțelegem până la un punct și totuși nu se poate face altfel, nu se poate organiza acest târg de Crăciun decât respectând aceste reguli legate de pandemie vis-a-vis de accesul cu certificatul verde, cu o suprafață de 30% din perimetrul ocupat și așa mai departe. Sigur că ne dorim și noi și sperăm ca în măsura în care lucrurile evoluează spre bine și mulțumim Dumnezeu că evoluează cumva spre bine, am văzut rata de incidență a mai scăzut, numărul deceselor a mai scăzut. Sperăm ca, eu știu, la mijlocul lunii decembrie, poate pe noua stare de alertă să vină cu niște condiții mai blânde și atunci să nu mai fie necesar să stăm în acest perimetru închis, să fie permis accesul în târgul de Crăciun numai cu certificatul verde. Până atunci, astea sunt reguli și trebuie să le respectăm. Revenit după o lungă perioadă petrecută în capitală pentru formarea noului guvern, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că perioada care urmează are o simbolică listică aparte și trebuie păstrată cu respectarea restricțiilor impuse, iar turismul rămâne o componentă importantă pentru zona Bucovinei, cu atât mai mult cu cât noul ministru al antreprenoriatului și turismului este sucevean. Foarte grea perioadă traversăm, însă eu doresc să nu se stingă becul cu sărbătorile pe care noi le-am pregătit de multă vreme și au devenit un brand. Aș bucura zilele viitoare să-l avem și pe Dan Cadaru aici, care are o misiune grea, ministrul turismului, pentru că eu cred că acești meșteri populari și produs în Bucovina trebuie ajutat să pornească și să nu lipsească în țară nicăieri. În ultima perioadă le-a mers greu, că stau cu ei de vorbă. Au nevoie de sprijin, au nevoie de ajutor. Brandul nostru, Bucovina, l-am apărat cât am putut și în pandemie. Nu multe evenimente s-au putut face. Noi am obișnuit populația județului și țara cu evenimente mari aici la Suceava. Din păcate, perioada este asta care este, dar totuși, în limita posibilităților, respectând strict legea, încercăm să organizăm evenimente la relanti, așa la foc mic, ca să nu încălcăm nici legislația, să nu expunem oamenii. Dar mi s-a părut că ar fi urât un centru al Sucevei pustiu să nu existe nimic din ce era acum 2-3 ani în urmă legat de Crăciun. La târgul de Crăciun de la Suceava expun cu vânzare producători, membrii ai asociației Produs în Bucovina și meșteșugari populari. Pentru cei care își doresc să-și înnoiască garderoba cu produse vestimentare din portul popular, doamna Brândușa Maria Gâză, meșteșugar din Plopeni, Salcea, ne-a explicat cum se face diferența între o cămașă autentică cu sută de mână și una produsă în serie. Învățați-ne și pe noi cum să alegem sau cum să facem diferența între o ie autentică și una care este cusută la mașină. Cu mare drag, din suflet. Deci vă arăt, pentru că, într-adevăr, pentru noi este o problemă. Ne-au invadat lucrurile contrafăcute și este păcat, pentru că prețul s-ar putea să fie aproximativ, de obicei mai ieftin, pentru că alta este o brodată la mașină și alta e să fie lucrată din mână. De exemplu, la așa o ie, eu lucrez 4 zile și în momentul în care prețul ei este de 250 de lei, dacă socotiți pânza, lucrătura, ața plus încheiatul, deci vă dați seama că nu... pentru mine rentează, eu la fiecare lucru făcut am satisfacția că cineva o să poarte ceva autentic. Acum, pentru toate doamnele și toți domnii care vor să cumpere o ie autentică, deci, în primul rând să fie lucrată manual, să vede pe spate, să văd nodurile și ața trecută. Să știți că și la mașină se poate face aproximativ. Al doilea, mai important, care încă nu l-au copiat. Ea este încheiată manual. Uitați-vă.
Deci ăsta e al doilea indiciu. Al treilea, este lucrată la gât cu acușața. Sunt două posibilități. Trei. Poate să fie făcută cu croșetul, am una acolo. Este pulpă de vacă și chelea găinii. Așa am... Iar următorul indiciu este pătratul de sub braț. Dacă vă arăt, toate cămășile vechi au acest pătrat sub braț. Din cauza că ea nu este cabrată, nu se fac plii, iar lejeritatea ei se dă din... De asta cele cumpărate, contrafăcute, o să vedeți că nu cad, nu se așează. Ăsta este secretul, deci... aparent, deci cum se așeze depinde de clienul, de clienul băgat de sub. Târgul de Crăciun de la Suceava este deschis până în 15 ianuarie 2022.